Măcar o dată pe an, în luna octombrie, ne amintim de existența persoanelor cu deficiențe de vedere. Pe 15 octombrie este ziua în care recunoaștem și rolul bastonului în creșterea independenței lor de mișcare. Ei, dar de la baston, instrument creat nu se știe când, dar sigur de foarte, foarte mult timp, ce alte instrumente au la îndemână persoanele care au deficiențe de vedere, care să le ușureze viața? Cum se descurcă cei care nu văd bine sau deloc prin jungla urbană sau ce noutăți medicale care să dea speranțe nevăzătorilor au mai apărut. Vorbim astăzi despre viața și activitatea de zi cu zi a nevăzătorilor la Părerea Ta cu doamna Rodica Sonia, președinta organizației Pontes din Târgu Mureș. Bună ziua, bine ați venit în emisiunea noastră! Bună ziua, mă onorează de fiecare dată prezența și microfonul Radio Târgu Mureș. Vin cu plăcere! Mulțumim pentru asta. Știu că nevăzătorii sunt ascultători fidele ai radioului în general și în particular a postului nostru de radio. Radioul este pentru nevăzători o sursă foarte importantă de informare, mai ales pentru persoanele ceva mai în vârstă, care se adaptează puțin mai greu la tehnologia nouă informatică de comunicare. Radioul a format mari personalități în rândul nevăzătorilor. Mă gândesc în primul rând la ceea ce este acum Radio România Cultural. Despre aceasta am vorbit cu alte ocazii. Menționez pe Andrei Paștiu, care este realizator de muzică, de emisiuni de muzică clasică la Radio Renașterea, la Radio Reîntregirea. Deci, asta, radioul a fost pentru el singura sursă de informare în acest domeniu și de formare până în momentul în care a ajuns la facultate. Deci e un exemplu pozitiv și elocvent în ceea ce înseamnă radioul în viața nevăzătorilor. Am și realizat un interviu la un moment dat cu domnul Paștiu. Este un om deosebit și ne bucurăm că a reușit să ajungă acolo unde mulți dintre cei care au toate simțurile nu reușesc să ajungă. Trebuie să recunoaștem. Este talentul și meritul lui. Așa este. Este o dovadă a faptului că se poate. Se poate să duci o viață normală chiar dacă ai deficiențe de vedere. Așa sunteți și dumneavoastră, un om obișnuit, un om care are o viață normală, o familie, are preocupări, are pasiuni. Vorbiți-ne puțin despre dumneavoastră. Da, este un aspect foarte important, foarte delicat, nu știu cu ce să încep. Eu mă consider un om normal, am un mare inconvenient, să zic, față de ceilalți, faptul că practic mi folosesc alte mijloace de compensare a vederii, deci în momentul în care ieși în oraș, ieși pe stradă, o persoană văzătoare poate să perceapă mediul înconjurător la o distanță, nu știu, poate chiar de 100-200 de metri, mă gândesc eu, pentru că n-am văzut niciodată normal, pe când o persoană cu deficiențe de vedere și mai ales cu handicap grav de vedere percepe abia la câțiva metri în jur. Și din cauza asta este acea expresie merg pe gard de drumă țin, e improprie, dar e metoda de orientare cu ajutorul bastonului. Folosiți bastonul, apropo? Da, eu îl folosesc și în oraș, atunci când merg singură. În majoritatea situațiilor merg cu membrii familiei, poate cu prieteni, dar nu mă jenesc să merg cu el, să-mi rezolv și probleme personale, să merg în oraș, folosim bastonul. Ați pomenit de membrii familiei și de prieteni. Ei știu exact cum să se comporte cu dumneavoastră. Eu trebuie să recunosc de fiecare dată am anumite emoții pentru că nu știu să mă comport. Ce așteptați de la noi, ceilalți, care suntem în jurul dumneavoastră? Cum ar trebui să ne comportăm? Stângăciile noastre, cum le percepeți? Stângăcii? Nu aș spune stângăcii. Există
cum să zic, foarte multe persoane care au o inteligență socială, o inteligență emoțională aparte. Și aceste persoane au un spirit, un simț de observație că au o relație interumană născută. Și atunci ei știu că un nevăzător îl iei frumos de braț dacă, sau îl atenționezi ușor dacă vrei să-i vorbești, mai ales în momentul în care ieși pe stradă. Uite, de exemplu, multe situații mi se întâmplă că mă salută lumea pe stradă, fiind la distanță, eu nu-mi dau seama că m-a salutat pe mine. Și atunci prefer să-mi spună salut Rodica sau... acestea sunt... să mă atenționeze ușor că vorbesc cu ele. Că vorbesc cu mine. Oamenii obișnuiesc să-și spună la despărțire, la revedere. Vă deranjează când vă spune cineva deloc, la revedere? Deci nu este o problemă să folosim expresii de genul la revedere sau m-am uitat la televizor, am văzut un film. Da, pentru că chiar dacă nu uneori dublate sau există Fundația Cartea Călătoare, are un sistem în care a dezvoltat prezentarea filmelor pentru nevăzători, deci se explică și acțiunea și bineînțeles că există și traducerea dialogurilor. Da, e în regulă să spui la revedere, să folosim limbajul obișnuit. Deci nu vă vine să zâmbiți când vă dați seama cât suntem noi de stânga, ci avem niște automatisme. Lucrul cel mai firesc este în momentul în care, problema este în momentul în care vezi că un nevăzător, o anumită persoană merge către un stâlp și stai și te uiți. Și nu acționezi. Aici e, cum să zic, problema, dar asta nu e doar o atitudine neadecvată doar în privința relației cu nevăzătorii, ci în privința relației noastre interumane în societate. Pentru că sunt și alte situații în care poate persoane sunt agresate pe stradă și noi stăm și privim ce se întâmplă. Oare nu ar trebui să învățăm de mici cum să ne comportăm cu nevăzătorii? Știu că ai avut la un moment dat și niște proiecte, mergeai în școli, vorbeai cu tinerii și practic mulți dintre aceștia rămâneau uimiți de felul în care de fapt ar trebui să învețe să relaționeze cu nevăzătorii. Nu ar trebui să învățăm asta la școală? Există un program? La școală, în familie, peste tot, da, în privința relației cu nevăzătorii avem la Pontes un proiect foarte frumos, acum se finalizează luna aceasta, în care au fost foarte multe acțiuni făcute interactiv între copii cu deficiențe de vedere și copii fără deficiențe de vedere, au mers împreună în tabere, s-au distrat împreună, au mers împreună pe patine, iarna trecută au mers cu barca, multe alte activități obișnuite. Și au făcut verificat împreună. Practic cum este să relaționezi cu o persoană care nu vede. Să înveți în teorie că nu trebuie să te uiți cu ochii bulbucați, că se apropie un nevăzător și mai are un pas până să se lovească de un stâlp, alta sau este până să pice în groapă, e în cazuri frecvente. Da, e mult mai bine să aveți aceste întâlniri interactive între copiii sănătoși și cei cu deficiențe de vedere. Am avut și noi un eveniment în urmă cu aproape 2 ani la Radio Târgu Mureș în decembrie. Dacă vă mai aduceți aminte, cu ocazia Crăciunului am adus la radio mai mulți copii cu probleme de vedere, probleme mai mici sau foarte grave de vedere, care s-au întâlnit cu copii sănătoși. Trebuie spus că mulți dintre acești copii s-au declarat emoționați, uimiți de interacțiunea pe care au avut-o cu copiii nevăzători. Cu cât sunt mai multe aceste tipuri de activități, cu atât barierele cad și e foarte important să existe
acțiuni concrete, interacțiuni, deci să facem împreună, cum este acel mers pe patine, da? Sau mers cu bicicleta în tandem sau alte activități care se pot jucatul șahului, multe, multe activități se pot realiza, activități de timp liber, recreativ. Ce să zic, partea care este deficitară în sistem este aceea legată de pregătirea pentru viață a elevilor, în ideea în care le este greu să se orienteze către o anumită carieră, tocmai din cauza că nu au tangență cu diferite profesii concret. Deci, să, de exemplu, chiar și mai de mult parcă în școli de obișnuite, elevii mergeau, de exemplu, la fabrica de lapte în vizite. Ei, nu se mai poate merge și e de înțeles că nu se poate merge din motive de igienă, dar în general am observat. Deci asta lipsește, da. Interacțiunea concretă cu anumite profesii, cu anumite locuri de muncă. Mi-aduc aminte când eram eu copil, știam că cel mai adesea nevăzătorii lucrează în domeniul manufacturii, da? Picat, da? Foarte mult. Deci nu mai există acea, era cooperativa Munca Invalizilor, unde se realizau perii, cartonaje, diferite mături. Ei, acum se, deci au fost distruse. Aceste mici cooperative nu mai există. Așa, și acum încercăm să reconstruim, să reinventăm aparece cu atelierele protejate. Așa se cheamă acum, ateliere protejate. Da. Da. Și există asemenea ateliere în județul Mureș? Nu. Alfa Transilvania are, dar pentru alte tipuri de deficiențe. Deci nu pentru deficiențele de vedere. Da. Dar atelierele acestea protejate au fost înființate la inițiativa guvernului, dacă nu mă înșel. Au fost, s-au dat și niște fonduri pentru asta. Tot timpul se dau fonduri. Și ce se întâmplă cu banii? Se face ceva? Se face multă publicitate. Opinia publică are impresia că atât de multe resurse sunt cheltuite cu persoanele cu handicap și ceva de genul fără niciun rezultat. Și rezultatul concret în ceea ce privește viața persoanelor cu dizabilități, mă refer în general, pentru că cea nevăzătorul nu diferă cu mult față de a majorității persoanelor cu dizabilități, rămâne cam aceeași, în proporție destul de mică, se îmbunătățește. Într-un vă dau un exemplu, da? Ce scuze. Da? De exemplu, un coleg îmi spunea, discuta cu colegul de serviciu care trebuia să plece din acel loc de muncă și îl încuraja, uite, ești bun la asta, ești foarte bun la asta, la asta, la asta, o să-ți fie ușor să-ți găsești un loc, poate chiar mai bine plătit. Și el zice, da, ție-ți e ușor, că pentru voi cu ăștia cu handicap se fac multe lucruri, ție-ți e ușor să spui asta. Deci, da. Este imaginea pe care și-a creat-o societatea până la urmă? Despre facilitățile care se acordă persoanelor cu handicap. Dar tu cunoști mai bine dumneavoastră, îmi cer scuze, noi suntem, noi suntem într-o relație apropiată, ne cunoaștem de multă vreme, suntem per tu. Deci cunoști foarte bine situația și pot să afirm că nu este așa, nu? Deci nu există facilitățile pe care noi ni le imaginăm. Evident. Și asta se vede. Se vede în numărul persoanelor integrate în muncă. În general, în privința nevăzătorilor, masajul rămâne punctul forte în ocupația de bază a nevăzătorilor. Da, ca loc de muncă, atât oficial cât și neoficial.
Asta știam și eu despre nevăzător, că sunt foarte buni masări. Și acum, datorită tehnologiei acestei informatice, a faptului că putem să utilizăm cititoarele de ecran și, practic, bine, nevăzătorul, în mod normal, ar putea probabil să facă web design, dar nu aia e treaba lui, să facă cine vede, să potrivească foarte bine culorile, dar sunt foarte multe lucruri pe care orice nevăzător care navighează le poate face. Foarte mulți folosesc tehnologia informatică și asta practic ne dă acces la informație și ne egalizează cu toți ceilalți. Dragi prieteni, discutăm la părerea ta astăzi despre viața persoanelor cu deficiențe de vedere. Dacă vreți să stați de vorbă cu noi, să vă implicați în această discuție, să ne spuneți felul în care trăiți, dacă aveți această deficiență sau felul în care își duc viața cei pe care îi cunoașteți dumneavoastră că au anumite deficiențe, sunați la telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433. Primim și mesaje pe numărul de telefon mobil 0755 044519. Înțeleg că este cineva la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Poftiți! De spus s-ar putea spune multe. Să vedem ce încercăm noi. Sunteți o persoană cu deficiență de vedere, da? Da. Nu văd absolut deloc și pot să spun că în casă nu e o problemă să te descurci, că știi toate lucrurile, unde le pui și cum le pui, însă pe stradă e un chin. Dacă eu cum nu prea am ajutor, pentru că așa se nimerește, nu găsești ceea ce ai vrea și toată lumea e numai pe interes. Dacă primește bani, mai face ceva, dacă nu, așa. Ați căutat pe cineva care să vă ajute? Eu am de mult, să zic, de vreo 19 ani. Am pe cineva care tot aici în bloc locuiește, însă, nu știu, de acum, de câțiva ani, s-a schimbat, nu știu de ce. Deși eu nu i-am rămas datoare, nu, dar nu mai este așa ceea ce a fost. Înainte ne-am dus oriunde. Am vrut la Oșan, am vrut la grădina zoologică, nu contează. De acum nu știu. Acum s-a îndepărtat. Nu mai am așa ajutor. Cumpărăturile sunt foarte greu de făcut. Bastonul alb, eu nu l-am folosit. Când am lucrat, l-am folosit un timp scurt, dar nu mi-a folosit. Eu nu puteam să trec strada numai cu bastonul, că șoferii sunt așa cum sunt și eu sunt și așa foarte timidă și nu reușeam nici cum să nu și nu l-am mai folosit. Și acum aveți nevoie totuși de un ajutor dacă nu folosiți bastonul, de fiecare dată când ieșiți afară trebuie să fiți însoțită. Sigur, eu nu mă duc din casă, nu mă duc decât până la capătul coridorului singură. În rest nu mă duc. Dacă se uită cineva după mine și simt imediat când se uită cineva după mine, deja nu mă mai pot orienta. Totdeauna sunt atentă când mă ies să nu fie nimeni pe coridor, că dacă e cineva pe coridor, atunci e sigur că nu mai ajung unde vreau să mă duc. Spuneați în intervenția dumneavoastră atunci când am lucrat. Nu vă supărați, ce profesie ați avut? Am lucrat la fizioterapie. Am fost asistent principal balneofizioterapie. Masseur? Masează? Da, bine, da. Deci noi am făcut masaj că nu puteam lucra pe alte secții, dar am dat examen la Cluj, după câțiva ani de practică, am dat examen la Cluj și am ieșit asistenți principali. Și câți ani vechime ați avut, doamna Vârlan, în muncă? Cam 30. Deci ați lucrat 30 de ani? Da. Vă felicit. Astăzi sunt mulți oameni sănătoși care nu reușesc să lucreze 30 de ani, să acumuleze atâta vechime. Dar nu vă spun ce greu a fost. Drumurile de la acasă la serviciu, la serviciu acasă au fost un adevărat calvar. Și astăzi le visez, de atâția ani nu mai lucrez. Mie mi-ar plăcea foarte mult metodele astea de socializare, numai că nu le... poate ar putea fi organizate mai bine de salariații filialei. Dar
nu știu dacă ideile noastre au vreo... Au fost asemenea întâlniri? Ați avut asemenea, știu eu, relații? Cu... În 17-18 septembrie am fost, nici nu vă închipuiți, pe Transfăgrășan. Extraordinar! Da. A fost așa de frumos că ne-am întâlnit colegii și eu am putut povesti, am putut foarte frumos, dar eu care sunt singură de atâta timp, e și normal să doresc așa ceva. Cred că vă veți gândi mult timp, vă veți alimenta sufletul mult timp cu ceea ce s-a întâmplat atunci. Da, da, așa este. Și când s-a întâmplat înainte de acest septembrie să mai aveți un asemenea eveniment? Păi, înainte, în 3 septembrie, am organizat un concurs, nu știu, trimestrial sau cum a fost, în curte la filială și a fost de asemenea foarte frumos. Da, mă bucur că sunt asemenea evenimente și, vedeți, aveam și eu o preconcepție, imaginam că s-a mai întâmplat așa ceva în urmă cu câțiva ani, deci totuși există evenimente la care să participați și puteți socializa. Asta ne dorim cel mai mult, mai ales cei care sunt singuri. Doamna Vârlan, ce așteptări aveți din partea autorităților pentru a vă ușura accesul în public, în stradă, în jungla urbană, cum i-am spus eu? Nu putem să spunem că nu ne... sau nu știu dacă autoritățile ne ușurează sau cine. Deci salariații noștri... Da, știți la ce mă refer? La, știu eu, accesul acesta mai facil în stradă, pe trotuare. Noi, cei care vedem, am observat în ultimii ani că sunt, cel puțin la Târgu Mureș, mai multe semafoare cu semnalizare sonoră. Sunt suficiente? Nu, eu nu le folosesc, doar eu nu le văd, nu știu unde sunt. Dacă singură nu sunt... Doar în zona centrală. În zona centrală sunt câteva. Da, nu. Dacă nu sunt singură, nu fac problemă de asta. Că... Deci dacă este cineva, sigur că vă ajută, dar... Sigur. Vrea doamna Sonia să vorbească și dânsa cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna Vârlan, că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră. Ce se întâmplă? Ați atins niște lucruri foarte importante. Faptul că sunteți privită și atunci asta vă intimidează. Ei, ceea ce încercăm noi este să interacționăm foarte mult cu nevăzătorii, deci în Cluj majoritatea spun cu toți nevăzătorii câți am vorbit din țară, spun da, în Cluj e altă viață, în Cluj totul e în rai aproape. Privind viața independentă a nevăzătorilor. Și de ce s-a întâmplat asta? Pe de o parte sunt tinerii care sunt curajoși, riscă. Și atunci au pornit singuri pe stradă, cu bastonul, cu ce au putut. Și au fost foarte multe campanii organizate de Asociația Bondes, multe spoturi care au mers ani de zile la Infotrafic, nu știu dacă e ok că am spus asta, denumirea radioului, care asta făceau, arătau cum să fie ajutați nevăzătorii în spațiul public. Și acum eu încerc să mediatizez filmulețele acestea pe spațiu, pe Facebook, că acum aproape totul se întâmplă pe acolo. Și astfel a existat o interacțiune directă și autoritățile au început să fie mai atente la nevoile nevăzătorilor. Foarte des merg în Cluj și ce mi se întâmplă este că îs în stație și dacă mă văd cu bastonul, șoferii deschid ușa și spun sunt 29, veniți cu mine. Deci ei anunță, vin și îmi spun ce număr este. Pe când aici mi s-a întâmplat să de destule ori să rămân în stație pentru că n-am reușit să văd numărul, n-am reușit să-mi spună cineva în timp real ce număr are acel autobuz. Dar asta nu, cum să zic, nu putem să le reproșăm absolut nimica.
oamenilor. Pur și simplu e felul că ne autoizolăm. Deci aceasta este o problemă. Păi dar n-avem ce face. Da, e... Nu de plăcere ne autoizolăm. Da, e acel, cum să zic, ce a fost mai întâi, ouul și, sau găina. Noi ne autoizolăm pentru că mediul nu este accesibilizat și autoritățile zic că oricum degeaba facem noi una și alta, deși legile prevăd. Și tocmai asta este, de exemplu, în Occident, indiferent că sunt nevăzători sau persoane cu disabilități sau nu, dacă legea prevede că o intrare într-o instituție trebuie să fie accesibilizată și pentru cei cu handicap locomotor, indiferent că ei există sau nu în acel oraș, autoritățile au accesibilizat accesul. Da. În privința bastonului alb, să știți că băieții sunt mai curajoși, fetele nu prea. Ei, merg și eu, nu e nicio problemă, tot timpul. Și am prietenele de la Cluj, merg, n-au nicio problemă. Deci, dar probabil doamna Vârleam vrea să spună la modul general, totuși băieții, bărbații da. Sunt mai curajoși decât femeile. Da, așa? Da, da. Și pe stradă se duc mai... Și dacă chiar se lovesc de ceva, nu s-a așa... O fată dacă se lovește de altceva, băi, ar muri acolo pe loc. Ei, dacă vă spun ce lovituri au unii băieți sub centură... Da. Da, sigur. În acei stâlpi puși ca să oprească... Parcarea pe trotuar. Exact. Da. Și deci nu tot timpul poți să identifici atât de ușor cu bastonul. Deci sunt situații, merge, te expui într-adevăr, dar cum să zic, accidente ți se pot întâmpla și în casă, poți să te tai cu cuțitul, mai ai alunecat pe apă. Bine, viața e un risc pe care trebuie să ne-l asumăm. Eu n-am curajul să risc pe stradă. Da, oricum, mulțumim foarte mult, doamna Vârlan, că ați intervenit în emisiunea noastră. Ne prinde bine împărtășirea acestor experiențe de viață și apelul pe care l-ați făcut dumneavoastră către cei care se ocupă de organizarea vieții nevăzătorilor. Păi, da. Fie că e vorba de Asociația Nevăzătorilor, Asociația Pontes, e clar, aceste persoane cu deficiențe de vedere ar dori să participe la evenimente. Știți că ce se întâmplă? Deci asta eu observ din experiența personală. Aș face destul, deschisă să fac multe lucruri. Problema este să facă cineva. Cine să facă? Veniți cât mai mulți ca să facem ceva împreună. Asta s-a întâmplat în Cluj. S-au adunat un grup de nevăzători care așa au considerat că poate fi îmbunătățită viața lor și au făcut ceva. Iarăși, persoane din societate, vi dau exemplu pe sensei Adrian Belian, n-a avut niciodată de a face cu nevăzătorii, dar își dedică un timp din săptămână lucrând ca voluntar să îi antreneze în tehnici de autoapărare? În tehnici de autoapărare, în tehnici de arte marțiale și pur și simplu voluntar a dezvoltat un întreg sistem în România pe treaba asta. Deci persoana care era a știut, a văzut, eu asta știu să fac, consider că această categorie de populație este vulnerabilă, să fac ceva pentru ei. Da. Mulțumim mult, doamna Vârlan, pentru intervenția în emisiunea noastră. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie, numai bine. Vă mulțumesc. Mulțumim. Trebuie să le spunem tuturor că emisiunea noastră este sponsorizată de Centrul Medical Viva Med din St. George de Mureș, cu un voucher în valoare de 120 de lei, constând în servicii medicale la sediu. Mai e cineva pe fir? Bună ziua! Sărumâna! Bună ziua! Mă numesc Teodor din Târgu Mureș. Mă bucur să vă aud. Stimată doamnă Luminița Avram și stimată doamna Rodica Sonia, eu sunt unul dintre cei mai vechi membri ai Asociației Nevăzătorilor, filiala Târgu Mureș. Îmi desfășor activitatea ca majoritatea. Am lucrat, am fost tot asistent medical la masaj, m-am pensionat de la Spitalul Clinic Județean și în restul vieții citim, jucăm șah, participăm. Să știți că asociația noastră are concursuri programate
primăvara, am avut primăvara asta concursul literar, tematica a fost George Coșbuc, de la a cărui naștere s-au aniversat 150 de ani. Și am avut rezultate frumoase. Am participat pe plan local, cine s-a calificat mai departe a fost la zonă, la Herculane, respectiv eu am fost acela. Pe urmă, la finală, la Bistrița, n-am mai reușit așa bine, dar a fost întâlnirea cu oamenii, cu alte județe, alte filiale. Vă felicit pentru reușitele dumneavoastră. Eu care sunt aspectele asupra căruia vreau să insist este că e foarte important că noi între nevăzătorii avem relații frumoase de prietenie și nevăzătorii în general au un nivel de cultură foarte ridicat. Asta iarăși este un lucru bine știut datorită faptului că citesc, într-adevăr, citesc cărți, adică ascultă audio sau citesc cărți în format text, le citesc cititoarele de ecran. Dar asupra aspectelor care insist este ceea ce se întâmplă în relația noastră cu societatea. Și o să vă dau un exemplu foarte frumos care s-a întâmplat aici în Târgu Mureș. Este vorba despre Fundația Alfa Transilvana, care s-a zbătut, a spart gheața și, de exemplu, a reușit să încadreze în muncă la direcția financiară câteva persoane cu handicap, în general, cu diferite forme de dizabilități. Ei, am fost atât de plăcut surprinsă în momentul în care am avut nevoie să-mi iau un cazier fiscal, am mers acolo și am crezut că sunt altă lume, că sunt Cluj, că toată lumea dă Clujul drept model. În sensul că personalul de acolo a știut să relaționeze corect cu mine, a fost ușor să interacționez, să ajung folosind bastonul, folosind toate aspectele. Deci ideea este că pentru o viață mai bună în societate, nu doar între noi, avem nevoie de interacțiune socială, nu de izolare. Și este nevoie de implicare în viața comunității, fără diferențe, deosebiri foarte mari între dumneavoastră și ceilalți. E nevoie și de un sprijin, de o deschidere din partea noastră. Nu e suficient ca dumneavoastră să vă doriți să vă implicați în societate și în viața comunității, ceilalți sănătoși ar trebui să vă deschidă brațele, mă gândesc eu. Mai e cineva pe fir? Bună ziua! Da, spuneți! Am crezut că ați închis. Să vă mai spun și eu câte ceva. Să spuneți. Știți că eu folosesc bastonul alb, însă am avut niște evenimente neplăcute și chiar supărătoare, dureroase de-a dreptul. Pe stradă am fost mângâiat și buzunărit. Și de atunci, odată și cu înaintarea în vârstă și cu acest aspect, pe lângă alte canale descoperite și șansuri neatenționate corespunzător, sigur scade curajul, plus reflexele se mai atenuează. Da, ați spus niște lucruri foarte importante. Însă, când noi, dacă așteptăm la cineva ajutor, deci îmi spune cineva, eu v-aș ajuta să vă ridic aici la scări sau la autobuz, dar nu vă pot lua în brațe. Da. Eu nu vreau, noi nu vrem să fim luați în brațe. Noi pentru direcție și să ferim o groapă, un canal, un pom. Sau îmi spune din față cineva, la dreapta, la stânga, dar eu nu știu dacă persoana care vrea să mă ajute îmi spune dreapta dânsului sau e dreapta mea. Corect. Aici este eroarea care se întâmplă. Cât despre activități cu Asociația Nevăzătorilor, să știți că avem multe. Și în prezent la Călimănești este campionat mondial pentru nevăzători la șah. Avem și noi reprezentanți. Acolo se descurcă bine.
Am avut și concursuri literare acum de curând, am avut interfiliale la Tuzna, unde ne-am întâlnit cu Brașovul, Sibiu, Arghita, Covalna, Mureșul, și Mureșul s-a descurcat onorabil, nu cel mai cel, dar locul 2 totuși l-am luat acolo. Mulțumim, domnule Manța, și pentru acest apel. Mai e cineva pe fir? Bună ziua! Bună ziua! Vă rog! Doamna Luminița, mama era nevăzătoare, știți, da? Și acum cu pișcoturile care mereu spuneam, domnule, avea o groază când trebuia ca să treacă acolo unde erau pișcoturile spuse. Și asta au spus și chiar alți nevăzători. Așa că aș ruga acum asociația și cei care către primărie ca să facă bine și să nu folosească acest lucru, pentru că sunt foarte mulți nevăzători în Târgu Mureș. Pentru că e o groază ca să circule acolo dacă ești nevăzător. Asta știu de la mama, că ea spunea, mi-e groază, stai să te prind bine, că eu acum simt că acum cad. Deci și nu numai dânsa era în această situație, și erau alții care erau nevăzători. Așa că asta ar fi o rugăminte către primărie ca să termine cu pișcoturile. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine celor care sunt nevăzători și celor. Mulțumim, doamna Colcea. Într-adevăr, pavelele acestea, pișcoturile de pe trotuarele din municipiul Târgu Mureș vă împiedică să vă deplasați cu ușurință? Ce să spun, acum depinde, vedeți, cu vârsta, eu acum nu am probleme, dar cu vârsta, persoanele mai în vârstă, orice denivelare afectează, poate să afecteze coloana, sunt multe aspecte implicate. Problema este, într-adevăr, în ceea ce privește relația cu autoritățile, este că nu sunt consultate asociațiile, ONG-urile care se ocupă cu accesibilizarea spațiului public, care ar putea să ajute, să spun anumite lucruri, cum poate fi accesibilizat. Sunt făcute foarte multe lucruri de mântuială, că așa prevede legea, dar nu au nicio utilitate. Sau nu au utilitate pentru toată lumea. Ei ar trebui să se gândească la cât mai multe persoane. Și haideți să... Uitați, eu am stat și am tot spicuit ce se întâmplă în alte localități, în alte județe, unde cei sănătoși se gândesc la accesibilizarea vieții nevăzătorilor. Și am găsit că în capitală persoanele nevăzătoare călătoresc mai ușor cu mijloacele de transport în comun, după ce 500 de asemenea autobuze RATB au fost accesibilizate cu ajutorul unor emițătoare speciale care funcționează. Nu funcționează încă? Nu funcționează. Se spune că transmit printr-o aplicație mobilă numărul mașinii care vine în stație. Da, este de dorit, dar vedeți și aici, iarăși, apare acea discriminare, de exemplu, persoanele, la o seamnă un moment dat pe domnul Manța, spunând că nu tot timpul poți să folosești, nu orice persoană cu deficiențe de vedere folosește smarturile. Da? Deci prin cu aceste smarturi poți să vezi numărul. Da, sau poate că nu ar strica să există un emițător în stația de autobuz, da, care acolo să unde spună, care deci să spună. Se apropie de stație, autobuzul, asta, numărul. Da, iarăși este o problemă în momentul în care ți vine un șir de autobuze. Da, este o altă problemă, dar poate emițătorul acela să fie făcut în așa fel încât să anunțe în stație, peste 2 minute, sosește autobuzul cu numărul cutare. Este de dorit. Sunt unele localități în Parcă Alba, se întâmplă asta, dar nu pot să garantez, în care sunt anunțate intrarea în autobuz. Din autobuz, de exemplu, în Cluj, asta în... am testat-o și e o situație certă, funcționează anunțarea stațiilor, urmează stația. În autobuz. În autobuz, da? Chiar ieri cerea cineva directorului de la transport local un asemenea sistem care să-i anunțe pe călători. E important și pentru nevăzători, dar și pentru cei care sunt veniți din alte localități. Absolut. Și nu știu unde trebuie să coboare, în ce stație. Ei știu exact denumirea stației, dar nu știu peste câte stații ajung la destinație. Ar fi un mijloc foarte bun. Am mai aflat că o asociație de caritate din Arad îi ajută
pe nevăzător să folosească un computer cu doar 4 taste. Cu aceste 4 taste oamenii pot să citească orice informații. E vorba de bibliotecă de cărți, curs valutar, au un acces extraordinar. Am văzut și interviuri luate unor persoane care folosesc acest computer. E accesibil iarăși, și altor persoane? Aici aș vrea să spun anumite lucruri. Mă rog. Deci, ideea este, sunt aceste dispozitive care le permite nevăzătorilor, dar ceea ce este important, ca orice, eu îmi folosesc laptopul personal și dacă vin aici și vrea cineva să-mi lucreze, să se uite în laptopul meu, nicio problemă. Deci, telefonul pe care îl folosesc eu să poată fi folosit de oricine, altcineva, sau tipul de telefon pe care îl folosești dumneavoastră, pe care îl folosești tu, poți să-l folosești și eu. Deci, asta înseamnă accesibilizare, nu crearea, nu știu, ce măsuleți noi, ci ceea ce există să fie accesibil tuturor. Tuturor. Mai e cineva pe fir? Mă bucur că ascultătorii noștri vor să stea de vorbă cu noi. Bună ziua! Alo, sărmâna! Sărmâinele! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Sabo sunt. Da, vă rog. Această emisiune am auzit pronunțat cuvântul junglă. Am să mă refer imediat la acest cuvânt. Mai înainte vreau să, în primul rând vreau să vă spun că această boală de nevăzător sau de lipsa vederii este o boală foarte cruntă și dânsii nu pot să se bucure de ceea ce se bucură văzătorii, văzând peisaje, cei care văd, văzându-și nepoții, văzând tot ceea ce le oferă viața. Și pentru comparație, pentru cei văzători, îi rog ca timp de un minut, două, deci să închidă ochii și să parcurgă 10, 20, 30 de pași cu ochii închiși. Să-ți dea seama cât de mult înseamnă să nu vezi. Acum, referitor la cuvântul junglă. Într-adevăr, jungla sălbatică, jungla animalieră, să zic așa, acolo se spune că există legea junglei. Animalele care sunt bolnave, care sunt cu anumite deficiențe, sunt eliminate de animalele sănătoase, viguroase și frumoase, prin aceasta făcându-se o selecție a speciilor. Da, în jungla civilizată, în care trăim noi oamenii și ne considerăm oameni civilizați, ar trebui să aplicăm legea bunului simț, legea respectului unul față de celălalt, și când vedem o persoană cu anumite dizabilități, nevăzători, cu probleme locomotorii, cu probleme de auz, cu alte probleme, să le dăm ajutorul, să încercăm ca cei care suntem cu minte, cu văz și cu calități care le putem pune în valoare, să ajutăm și pe ei să-și poată pune calitățile lor în valoare și să ne gândim că de multe ori ei probabil au un handicap, dar au alte calități. De exemplu, un nevăzător depune eforturi enorme ca să poată citi, să poată gândi, să poată compune, să poată cânta, etc. Sunt multe, multe de povestit și aș dori în general o poziție pozitivă față de aceste persoane suferinde. Le doresc tot binele din lume. Mulțumim, domnule Savon. Tot respectul pentru punctul dumneavoastră de vedere. Deși sunteți văzător, ați subliniat ca o persoană, poate chiar mai bine decât mine, foarte multe aspecte legate și de legea junglei și despre ceea ce înseamnă vederea. Mâine este și ziua mondială a vederii. Aș vrea să spun că se pare, conform statisticilor, la fiecare 11 secunde o persoană își pierde vederea și la fiecare minut un copil își pierde vederea pe glob. Deci acestea sunt proporțiile și impactul pe care poate să-l producă diferite boli, diferite situații neprevăzute.
Și sunt lucruri pe care noi, cei sănătoși, nu le conștientizăm decât atunci când le-am pierdut. Este... Și atunci începem să înjurăm, vai, că asta de ce nu e cum trebuie, asta de ce nu e cum trebuie. De ce mi s-a întâmplat asta? Nu doar de ce mi s-a întâmplat asta, ci în momentul în care te confrunți cu o problemă, se pune problema de ce nu am acces la resurse. De ce nu pot să fac asta Da, da, de ce mediul mă împiedică să intru în autobuz? Da, deci prin faptul că nu poți să citești numărul respectiv. Cum te se întâmplă asta? Deci doar în momentul în care te confrunți cu un anumit de probleme poți să conștientizezi. Da. A spus ascultătorul nostru să încercăm să închidem ochii pentru câteva momente. Mi se întâmplă noaptea să nu doresc să aprind lumina, să nu trezesc toată familia și nu există să nu mă lovesc de tot ceea ce este în jurul meu. Și mi s-a mai întâmplat un lucru la un moment dat când am fost nevoită să port pentru o perioadă de timp cârje, să-mi dau seama că da, uite, nu pot să mă urc la etajul nu știu care pentru că nu este lift. Nu pot să fac asta pentru că nu pot. Nu am loc de parcare pentru că la instituția asta nu este un loc de parcare pentru mine. Și doar atunci am conștientizat câte lipsuri au anumite persoane. Este bine să ne gândim din când în când și să ne punem în locul acestor persoane, numai așa o să înțelegem felul în care își trăiesc viața. Mi-am dorit astăzi, dragi prieteni, să milităm mai mult pentru sensibilizarea noastră a tuturor și să ne dăm seama că văzul este un simț important și că trebuie să avem grijă de sănătatea ochilor, atâta timp cât îi avem sănătoși. În momentul în care nu îi mai avem, e un pic târziu pentru noi, dar putem să facem lucruri mărețe, importante pentru cei din jurul nostru. Dați o mână de ajutor, sprijiniți-i pe cei care nu văd destul de bine. Nu trebuie să-i luați în brațe, doar să îi lăsați să vă prindă ușor de braț. Atâta se întâmplă, ca să puteți să-i conduceți la un autobuz, să urce niște trepte. Mulțumesc mult, Rodica Sonia, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc, pentru faptul că faci atât de multe lucruri frumoase pentru semenii tăi și te mai așteptăm în studioul nostru din când în când să stăm de vorbă despre viața a ta și a persoanelor care au aceste probleme. Mâine discutăm în emisiunea Părerea Ta despre activitatea Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Nu e așa, de 3 zile nu mai funcționează cardul de sănătate, dar o să vreau să aflăm atunci, tocmai pentru că este ziua internațională a vederii și cum sprijină Casa de Asigurări de Sănătate ortezele, protezele și tot ceea ce au nevoie nevăzătorii în a-și îmbunătăți viața. Știu că sunt persoane care așteaptă să primească o compensare pentru lentile, sunt persoane care așteaptă compensarea operațiilor de cataractă. Sunt lucruri importante pe care o să le atingem și mâine, dragi prieteni. Am să o rog pe invitata mea, pe Rodica, să aleagă un bilețel din mâna mea, să vedem cine câștigă premiul pe care îl oferim astăzi, o consultație la Policlinica Viva Med din Sângeojul de Mureș. Vedeți acum la cameră, cei care puteți vedea, dacă nu vă garantez, este numărul 1, doamna Geta Vârlancea, care a câștigat o consultație la Policlinica Viva Med. Numai bine și sănătate, dragi prieteni!